evenimente extrem de importante. 700 de ani de la nașterea preacuviosului părintelui nostru Serghii, iguminul pământului Rusiei, iguminul de Radoneș, mare rugător pentru toată suflarea creștină. De asemenea, marcăm 655 de ani de la formarea statalității moldovenești, succesoare a căreia este Republica Moldova, țara noastră, patria noastră. Cu prilejul acestor două evenimente a fost adusă de la Moscova prin binecuvântarea Patriarhului Kiril Sfânta Icoană a cuviosului Serghii, în care sunt încorporate o părticică din Sfintele lui Moaște pentru închinare, spre a ne ruga în fața lor pentru țara noastră, pentru neamul nostru moldovenesc și deosebit pentru dăinuirea credinței noastre mântuitoare. Rog să-mi îngăduiți cu toții împreună să aduc sincere mulțumiri președintelui campaniei Iubesc Moldova, domnului Igor Dodon, care a suportat toate cheltuielile pentru aducerea acestei mari sfințenii în țara noastră. Я хочу также поблагодарить искренне сопровождающих святую икону отцов Флавиана и Максимиана и насельников Троицы Сергиевой Лавры, обитель, которую я осветил, святой преподобный Сергий Радонежский, редкий случай, перед которой иконой мы сегодня имеем. Стараниями и его заботами было учреждено, было начато, если хотите, монашескую жизнь на Святой Руси, ту жизнь, от которой мы сегодня извлекаем спасительные пользы. Стимаць крештин, în acest an, când țara noastră, după cum am zis, marchează 655 de ani de la fondarea ei, vreau să menționez că ea are poate mai mult ca altă dată nevoie de suportul în rugăciunea noastră a tuturor. Noi, într-o marcare a acestor două evenimente, am găsit de cuviință să blagoslovim drumul crucii, pentru că cu osteneală și cu rugă îl putem milostivi pe Dumnezeu să se întoarcă cu milă și să blagoslovească acest popor care de la începuturi îi slăvește numele Lui, se închină Lui și doar numai prin credință în Dumnezeu și-a croit calea în istorie. Ce este totuși drumul crucii? În ce constă esența Lui? Fraților, drumul crucii este o modalitate de exprimare a sacrificiului omenesc într-o slava Domnului și într-o milostivire a lui Dumnezeu asupra poporului creștinesc. Se numește drumul crucii și pentru faptul că o asemănătoare cale a parcurs și Domnul nostru Iisus Hristos cu crucea pe umerele sale atunci când pășea spre răstignirea sa, spre mântuirea neamului omenesc. Creștinii participanți la drumul crucii, prin rugăciune și prin ostenelele lor, se aseamănă cu Mântuitorul Hristos, care se ruga Tatălui Ceresc pentru lumea întreagă. Drumul crucii, frați creștini, se organizează la diferite ocazii. La vreme de secetă bunăoară, la vreme de război, Doamne ferește, sau când creștinătatea este păscută de vreo altă nenorocire. Drumul crucii poate fi și o modalitate de închinare și de slăvire lui Dumnezeu și sfinților plăcuți ai Lui. Am găsit de cuviință să blagoslovesc acest drum al crucii astăzi, din următoarele motive. 1. 655 de ani
de la fondarea țării statalității moldovenești. 2. Aducerea Sfintei Icoane a Preacuviosului Părintelui nostru Serghii Iguminul de Radoneș cu Sfânta Părticică din Sfintele lui Moaște. Și 3. Alegerile din 30 noiembrie. Să nu vă pară straniu, frați creștini, că am pomenit de alegeri. Și să nu vă prea grăbiți să mă învinuiți de amestecare în politică. Pentru că nu eu intru în politică, ci politicienii, unii din ei, batjocoresc ca să-ți mintele dumnezeiești, amestecându-se în treburile bisericești. Eu doar nu mai vreau să le stau în cale. Și vă îndemn și pe dumneavoastră să mă ajutați, contribuind cu rugăciune, cu stăruință, cu convingeri argumentate într-o păstrare a dumnezeieștilor valori și felului nostru de a fi creștin. Anume spre nimicirea acestor valori creștinești promovate de Sfânta noastră Biserică s-au năpustit partidele de la conducere și nici măcar nu suportă să le spunem nu vă amestecați în cele duhovnicești, că nu este al vostru. De noi și numai de noi depinde. Vor duce ei lucru satanicesc de nimicire a așezămintelor dumnezeiești până la capăt sau nu? De noi și numai de noi depinde soarta țării de după 30 noiembrie. De noi și numai de noi depinde. Îi dăm afară pentru că o merită sau îi lăsăm să ne mai mințească încă pentru următorii 4 ani. De noi și numai de noi depinde. Vor islamiza țara noastră creștinească sau nu? De noi și numai de noi depinde. Vor sodomiza grădinițele, școlile, copiii noștri, societatea noastră, sufletele noastre. Să ne ajute Dumnezeu să punem capăt prin cele mai creștinești metode la aceste începuturi absolut neplăcute lui Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu ne-a înzestrat cu înțelepciune și haideți să ne folosim de ea. Cei care veți contribui la păstrarea acestora la conducere, să știți că veți fi vinoveți de păcatele care ei le fac acolo în Parlament. Veți fi părtași la răspunsul lor în fața lui Dumnezeu pentru stricarea Institutului Familiei. Vă îndemn să nu faceți acest lucru. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru păstrarea țării noastre și a credinței noastre. Rugați-vă așa cum s-a rugat și a contribuit la unitatea societății Sfântul Preacuviosul Părintele Serghii de Radoneș, care a unit societatea care era atunci dispersată. Vă îndemn să vă rugați pentru țară și biserică, pentru popor și pentru neam. Rugați-vă să ne ferească Dumnezeu de orice păgubire sufletească, pentru că în caz contrar, oameni buni, vom fi bănuiți că ne numim doar creștini, dar nu suntem creștini cu însăși viața. Vedeți, oameni buni, că din Europa vine numai ce e rău. Nu știu de ce cei care aduc Europa la noi în țară nu aduc și ceva bun. Haideți să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne păzească de toate răutățile păgubitoare de suflet. Fraților, prin rugăciune strămoșii noștri au supraviețuit chiar și atunci când deasupra lor atârna sabia însângerată a turcilor. Noi acum suntem într-o stare cu puțin, cu nimic mai puțin grea decât ei atunci. Haideți prin rugăciune să ne păstrăm identitatea noastră moldovenească, să ne păstrăm felul nostru gospodăresc, să ne păstrăm felul nostru de a fi creștini. Astăzi avem rara ocazie, după cum am zis, să-l chemăm în rugăciune și pe Preacuviosul Părintele Serghii de la Radoneș, icoana sfântă cu sfintele moaștea căruia o avem în fața noastră. Vreau, stimați creștini,
să vă îndemn la rugăciune, să vă îndemn la pocăință, ceea ce înseamnă îndreptarea vieții, să vă îndemn să fim creștini nu doar cu numirea, dar și cu viața noastră. De asemenea, vreau să menționez că patria noastră, Republica Moldova, are astăzi poate mai mult ca altă dată nevoie de dragostea noastră patriotică, de suportul nostru fiesc, de dragostea noastră a cetățenilor ei. Iubiți Moldova, iubiți limba moldovenească, iubiți societatea noastră moldovenească și nu-i schimbați numele pentru că doar să plăceți cuiva, pentru că a venit o modă acum. Dar dacă mâini, poi mâini, se schimbă această modă, am să o numim altfel, ne-a lăsat Dumnezeu moldoveni pe acest pământ, ne-a lăsat neam creștinesc și anume așa trebuie să ne păstrăm și în viitor. Să ne ajute bunul Dumnezeu pe care îl rugăm să blagoslovească Moldova noastră, poporul nostru și Sfânta noastră Biserică. La încheiere, stimați creștini, vreau să vă anunț că și de data, și anul acesta, de la 4 la 11 decembrie, se organizează perelinaj la Pământul Sfânt, la Ierusalim, care aveți plăcere și dorință, vă adresați, iată aici, la biserică, la Părintele Valentin, care vă va familiariza cu toate amănunturile referitoare la plecare la Ierusalim. Iertați-mă, Dumnezeu să vă ierte, Doamne ajute tuturor!